Le am și o întrebare, gen Tesla nu e pe curent. Asta e viața, mă, băi, și fete, dăm cu ciocanul dacă ne-a trebuit o mașină mai scumpă. Mamă, domnul! Aveți grijă, domnule! Salutare, lumea, ce faceți? Bine v-am găsit la un nou video de pe acest canal. Numele meu este Webster2K și în video de astăzi facem o promovare a unui server. N-am mai făcut de o grămadă de timp o promovare. Aveți toate detaliile de la server în descriere. Acesta se numește Dior România Advanced Roleplay. Vreau să vă spun că toate informațiile de la server, Discord-ul, like-ul și tot ce trebuie găsiți în descriere. Și vreau să vă spun că este un server destul de interesant făcut din ceea ce am putut eu observa până acum. După cum puteți observa, suntem aici în Los Santos. Acesta este spawnul fix la clădirea aceasta pe Cliffs Boulevard. Și să vedem noi pe aici pe undeva că am văzut eu semnul acesta de întrebare. Apasă pentru a deschide un giftbox, probabil cu câteva puncte de... Adică după câteva ore putem să primim câteva puncte pentru giftbox și să-l deschidem. Și cam aici este spawnul. Vreau să vă spun, mă, băi și fete, că voi dacă o să furați o mașină, nu o să aveți nevoie de un... cum se cheamă? Nu o să fie Ninja Jack, adică pur și simplu vă puteți duce și să furați mașina, dar nu știu exact acum dacă va trebui noi să avem un lockpick sau nu. Aparent merge și așa. Să luăm mașina, este perfect, mă, băi și fete. Înainte să înceapă acest video, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe să facem cât mai repede 10.000 de abonați dacă vă place ceea ce fac. Și nu uitați să apăsați și pe clopoțel să fiți primii care vizionează videoclipurile. Bun, mă, băi și fete, voi de început, sincer să fiu, nu prea cred că primiți foarte, foarte mulți bani. Undeva pe la 5.000, având în vedere că este economia foarte, foarte hard și, cum se cheamă, și serverul în sine, roleplay, este foarte, foarte hard. O să primiți undeva pe la 5.000 de dolari, cam așa, și o să mergem chiar acum până la showroom să vedem ce ne putem noi cumpăra, pentru că după cum puteți vedea ne-a dat fondatorul 1.000.000 de dolari, ceea ce înseamnă foarte, foarte mult din câte am înțeles pe acest server. Ei bine, o să mergem la showroom care se află fix aici și o să vedem ce ne putem cumpăra de bani aceștia. Vreau să spun, băi și fete, că modul de grafică se numește QVS, QVS, nu știu, oricum o să-l aveți în descriere. Sincer, chiar nu știu, dar este foarte, foarte frumos cum este făcut. Aveți și linkul descriere de la un băiat și tot ce trebuie, să dați lui un like acolo pentru modul de grafică și haide să intrăm noi aici frumos. Dacă oare este pe partea cealaltă, ia stați așa. Da, uite, este aici. Apasă pentru a vedea catalogul cu mașini și avem mai multe categorii: clasa avioane private, clasa B, biciclete, clasa C și camioane. Hai puțin să mergem la clasa C. Așa, niște mașini de început, să zic așa. Hai să vedem pe Q, vezi mașina și probabil o să vedem în interior. Da, uite, foarte, foarte interesant. Hai să vedem, nu știu, Volvo 850R probabil. Uite, da, cu uite, probabil voi de început vă puteți cumpăra acest Volvo, care sincer este super, super interesant. Fiat Fiorino, Ford Focus, sunt niște mașini super tari. Uite și aceasta, Ford Focus ăsta este un model super, super nou. Mercedes-Benz A45 2017. Costă puțin, dar o să mergem și la niște joburi să vedem cam cum se fac banii. Pe atunci hai să mergem noi înapoi aici și o să dau puțin la clasa B, clasa Old Cars. Asta, da, uite, astea sunt mașini mai vechi, dar văd că este doar, cum se cheamă, doar un Ford Mustang. Și la clasa B, hai să vedem la clasa B, să vedem, ne cumpărăm ceva de aici, pentru că avem 1.000.000. QVS mașina, avem un X6M R7 din 2016, BMW i8 E60, care costă 640.000, dar bine, este M și arată super, super bine. E63 AMG, mă, sunt super, super, super multe mașini interesante, așa că hai să ne cumpărăm una pe placul nostru. Mă, băi și fete, am plătit 170.000 pentru mașină. O să mergem chiar acum la un garaj pentru a vedea ce mașină ne-a cumpărat. Uite, avem aici un garaj super, super apropiat. Și vreau să vă arăt ce mașină. Scrieți-mi voi în comentarii dacă ați ghicit în mare parte cam ce mașină mi-a cumpărat. Vreau să vă spun că este de la BMW. Scrieți chiar acum în comentarii să văd dacă ați ghicit sau nu. Uite, aparent avem și, cum se cheamă, și coșuri de gunoi unde putem căuta pase pentru a căuta în gunoi. Hai să vedem ce putem noi găsi în coșurile de gunoi. Probabil tot felul de oțeluri, metale pentru a le vinde. Ia că sunt chiar foarte curios. Ok, deci de data aceasta nu ne-a dat nimica. Pe capa putem noi observa că avem GPS, nightclub, nightclub, secția de poliție, showroom, o buletină. O să mergem și pe la buletine și vedem că joburile sunt, cum se cheamă, pe ore, ceea ce este destul de interesant. Probabil noi să facem jobul de șantierist și jobul de miner sau constructor, depinde. Odată pe capă mai avem și telefonul, servicii, mecanic, poliția română, smurg și taxi. Și probabil pe L o să avem noi telefonul pe care o să-l cumpărăm de la magazin, să vedem dacă se cumpără de la magazin sau nu. Și hai să vedem, mă, băi și fete, dacă ați ghicit ce mașină mi-a cumpărat eu aici. Apasă G pentru a deschide meniul deținute și avem un BMW.
BMW M6 super, super frumos. Pe ei vreau să o spun, băi și fete, că se pornește mașina și haideți să mergem puțin să o tunăm și după care o să mergem să ne facem buletinul și tot ce trebuie. Bă, de câte pot observa, mașinile se conduc super, super tare. Îmi place super mult pe fiecare server care are handle-ul schimbat și nu este cel normal. Este un lucru super, super interesant, dacă doriți, cum se cheamă, să fie foarte realist. Depinde acum cum este serverul. Și haideți că am ajuns și aici la Benny, frumos, apase pentru a intra în tuning și haideți să ne facem mașina pe placul nostru. Ok, avem și jante custom și sincer îmi plac super, super mult astea. Am dat prima dată pe ele, pe numărul 66 și mi se pare că arată perfect. Dar haideți să le mai vedem și pe acestea. Îmi place că se încarcă gen instant. Mamă, cum sunt și jantele astea pe 62. Ok, cred că o să le iau pe acestea. Și gata, vă vezi, vete, ne-am scos de aici M6-ul nostru frumos, arată super, super bine, îmi place super mult cum arată. Mă, de asta e, mă, așa, mă, puțin să mergem noi la coșurile astea de gunoi. Mamă, ce m-am speriat, am crezut că e cineva în spatele meu, dar apoi am observat că mașina rămâne deschisă. Asta e așa, că eu am în inventar 2 sticle de apă, s-ar putea oare să fi găsit în coșurile de gunoi apă? Ia stai să vedem acum. Ok, hai să vedem. Da, uite, aparent putem găsi mâncare și tot ce trebuie. Uite, avem un kebab și 2 sticle de apă. Păi atunci hai să le mâncăm, nu? Dacă tot le avem aici, frumos, bem și o sticlă de Fiji. Și acum, haideți să mergem la buletine sau mai bine la un magazin, să vedem noi ce ne putem lua de la un magazin, ceva. Ia uite, stați așa, să vedem noi de un magazin aici, frizerie, bank. O să mergem și până la bancă, că sunt curios să văd cum este și banca. Haideți că am ajuns și aici la Fleca. Apasă G pentru a-ți accesa contul BCR și să ne băgăm puțin bănuții în bancă. O să ne dăm pe depunere și o să ne băgăm, nu știu, de exemplu 700.000 să avem aici frumos, să nu ne jefuiască cineva. Și vreau să vă spun că serverul este la început și sincer îmi place super, super mult până acum. Scrieți-mi și voi în comentarii dacă vă place până acum cum este serverul. Sincer, mi-e place super, super mult. Vreau să-l felicit pe această cale pe fondator și pe staff. Ok, mă, băi și fete, haideți că am ajuns și la magazinul acesta din Grove Street și sunt chiar curios să vedem, mamă, să nu fure băiatul ăsta mașina. Mamă, pe ce ți-am făcut, frate? Bun, hai să intrăm aici, dar nu sunt foarte, foarte sigur dacă este magazin, deoarece nu am văzut niciun check, păi n-am văzut nimica. Opa, nu știu ce am făcut, am apăsat pe E, probabil am luat ceva din coșul de gunoi sau ceva, nu știu, o să vedem noi acum în inventar. Aparent am mai luat o sticlă de apă. Apasă pentru a căuta în gunoi. Aici este în spate un coș de gunoi. Uză-l, mă, pe băiat aici cu Tesla. Am crezut că este un magazin aici, dar aparent nu e nimica, este doar o benzinărie. Uite aici ce Tesla frumoasă are băiatul aici. Dom'le, am și o întrebare, gen Tesla nu e pe curent? Am înțeles, am înțeles. Am auzit-o, am auzit-o. Da, v-a trebuit să aminti de-aia, nu? Da. De școală, domnule. Cele mai bune amintiri. Păi Tesla, domnule, nu e pe curent. Cum ați venit să băgați benzină în ea? Am venit să stric, domnule. Aolo. Bine, domnule, atunci. Haideți, domnule, unde mergeți? Nu știu, mă plimbi. Dacă dorești. Da, domnule, ceva magazine pe aici, prin Los Santos, nu sunt? Magazine, adică magazine. Magazin, nu știu, să-ți iei apă ceva. Dacă o pune dumneavoastră și o faceți chestii ca și un business, e că o să există, dacă nu, nu prea. Am înțeles, am înțeles. Păi și așa, domnule, nu știu, un job așa, nu știu, că eu acum sunt nou, am venit de prin Sandy și nu prea știu pe aici prin Los Santos. Dar ce mi-aș recomanda să fac așa de începutul? Cam ce permis ai? Păi, nu prea am permis. Ce, domne? Ce? Nu prea am permis, domnule. Glumesc și eu. Știu că nu prea ai cum, că da. Găborii acum s-au dus în vacanță. Dacă, na, ai chef de o tură de autobuz sau ceva. Dar vezi că e un autobuz de la care la oameni nu se le prea convine. E de la vechi și n-are aerul condiționat, n-are nimic, e doar așa. Dacă, na, nu știu, mai ai niște cash așa, îți recomand doar de terit, dar poți să faci vreo 12-13 ore pe fiecare tură. Dacă mă înțelegi. Dacă nu știu, dacă ai o experiență și ai o experiență în mânuțe, mamă, domnule, ușor că Tesla mea face mai urât. Ați găsit, domnule. Aici și-a la sediu, aici și-a la FBI acolo, ca să-i veți vin să vă mai ajut sau aștept aici mașină. Așteptați-mă aici, domnule, că mă descurc. A, da, bine îi spuneți. Asta ați așa, domnul, că... Gata, gata.
Hai că mă duc repede și rezolv. Hai să mergem să ne facem buletul, mă, băi și fete. Aici la FIB, frumos, elegant. Venim aici, apăsăm pe G. Identitate nouă care costă doar 30 de euro. Să ne schimbăm identitatea. Identitate nouă, prenume Webby și numele de familie Web, 24 de ani. Și am plătit 30 de euro pentru buletin. Și acum, cel mai probabil, noi dacă o să dăm pe F1, nu putem observa că avem buletinul. Și dacă o să dăm pe folosește, probabil celor din jur o să ne arete buletinul nostru. Bun, mă, băi și fete, așa că ne-am făcut și noi buletinul. Pentru că avem aici un pet menu, probabil ne putem noi cumpăra un animalus de companie sau ceva. Dar haideți să mergem la GPS și putem observa că avem 3 joburi disponibile. De fapt 4, jobul de constructor, job miner, job șantierist și job de taximetrist. Sunt curios care este diferența între jobul de șantierist și cel de constructor. O să ne punem aici un checkpoint și o să facem aici o șustă. Uite așa frumos, mamă, asta e așa ușor. Și să mergem la jobul de constructor care se află la clădirea aceasta. Mă, băi și frate, vreau să vă spun că cam toate joburile de constructor se află în perimetrul acesta. Adică este cam cea mai ok locație, având în vedere că cum se cheamă, locația asta de constructor este, na, încă nefinalizată, să zic așa. Hai să mergem noi, uite, pe aici, pe undeva. Am fugit tot orașul, domne. Mă, și taxiul m-a lăsat scutei de bani. Ce s-a întâmplat? Nu vor să vă angajeze și aici și așa? Nu mă angajează, domnul, nu mă angajează. Da, stai și un pic sus. Mamă, domnul! Aveți grijă, domnule! Domnul, nu-l pușcați, că se aude, domnul, vine poliția, domnul! Nu-l pușcați, nu-l pușcați! Bate-l, așa, hai, bate-l. Mamă, mamă. Ok, hai să vedem, apasă. E, începe munca, cumpără picamere. Da, da, am văzut, am văzut. Hai să-i cumpărăm 10 picamere și o să începe munca. Mamă, domnule, dar nu am luni, domnul. Nu pot să muncesc, domnule. Am crezut că n-a, este mai la început, așa, nu știu de ce. Mă scuzați, domnule, că acolo sau oriunde ar fi, nu e precizat. În orașul ăsta nu e precizat. În orașul ăsta încă, na, abia ce a ieșit din războiul ăsta, așa cum se zice. Nu s-a pusat încă tot, abia ce s-au reconstruit toate gândirile, toate. V-ați spus tobe frumoase, adică sună frumos. Nu e... V-ați spus tobe să sune frumos? Da. După aici, domnul, trebuie să luați pe sus. Nu, trebuie să luați pe sus. Și în față, sau puteți intra pe idee. Ia uitați cum ce șantieriste aici la un apartament. Blog este cu apartamente. Hai să-i parcăm mașina, mă, băi și fete. Mamă, ce frumoasă e loc și locația asta. Hai să parcăm aici. Hai să mergem aici, să ne cumpărăm 10 ciocane. Să ne cumpărăm 10 ciocane. Hai să dăm atunci începe munca. Ți-a fost setată locația pe GPS. A, ia uite aici, mă, băi, îți repar aici. Da, domnul, mi-a cumpărat 10. Vedem cât primim pe aceste ture. Nu știu exact câte sunt, dar, mamă, putem observa că sunt, uite, și pe aici. Asta e viața, mă, băi și fete, dăm cu ciocanul. Dacă ne-a trebuit o mașină mai scumpă, va trebui să o și întreținem. Acum am văzut, mă, băi și fete, că gen primim aproape 2000 pe ciocan, gen. Să știi că e chiar destul de ok, din punctul meu de vedere. Haideți, mă, băi și fete, să mergem. Am făcut și niște bănuți aici la șantier, ne-a ajutat și băiatul. Deci, mă, băi și fete, cam jobul ăsta se plătește destul de ok, având în vedere că serverul este foarte, cum se cheamă, advanced roleplay, hard roleplay sau cum vreți voi să o luați. Se plătește destul de bine și cam acesta a fost serverul de ori România Advanced Roleplay. Aveți toate detaliile de la server în descriere. Sincer să fiu, nu știu cum o să pun titlul sau o să mă gândesc la un thumbnail ceva. Dar oricum, serverul arată super, super bine și chiar îmi place super mult. Da, puteți observa că aveți și persoane să faceți roleplay, dar acum având în vedere că serverul este la început, va trebui să vină câțiva player pentru a se extinde, să zic așa. Deci, mă, băi și fete, acesta a fost serverul. Numele meu a fost Webster2K. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă salut, pa, pa!